Înainte de a începe episodul, v-aș ruga să treceți și pe la Alex Kawai. Stai, cine? Mai pe scurt, el este creatorul bannerului pe care eu îl am în momentul ăsta la canal. Uitați-vă ce frumos, ți-vă place, nu? Hai, știu că vă place. Până și el vă place pe voi. Uitați-vă la el. Uitați-vă. Da, o să aveți link-ul în descriere, dați-i un subscribe. Ok, hai acum cu episodul. Salut la toți și bine v-a regăsit la un nou episod. Astăzi, după cum puteți vedea, da, avem încă un nou challenge pentru că... De asemenea, după cum puteți vedea, da, a apărut un nou Battle Pass. Am spus și pe live-ul de acum aproape o săptămână că o să facem react la el, etică și povestea. Este în sfârșit aici, o să vedem și acum și despre ce este vorba, pentru că n-am apucat să... Ok, deci avem poveste... Oh, uite un cal. Ok. Da. Din ceea ce am văzut este, nu știu, în trailer era vorba de 4 costume, dacă nu mă înșel, acum vom vedea despre ce e vorba cu adevărat. Ok, deci ăsta este primul item, este pe băiat, ca de obicei, o veste de asta așa mai meh. Un banner epic, un avatar care cred că se asortează, nu. Ok, mai departe, uite, avem prima placă și avatarul ăsta se potrivește cu... se potrivește oarecum și nu înțeleg de ce costumul e la 50, dar nu e nicio problemă. Deci ăsta ar trebui să fie costum pe fată. Da, arată... Arată! să înțeleg că ăsta ar trebui să fie unul din ghiozdane. Nu prea... Meh! Ok, chestia asta este deja... A fost deja făcută acum vreo câteva Battle Pass-uri. Asta e loot box. Da, uitați-o. Deci i-au dat practic un remodel și au zis gata, ne-am făcut un loot box. Hai că foarte fain. Adică na, mă bucur totuși că l-au trecut la categoria rară, pentru că deja aveam deja itemul și na. Încă un banner și uite, primul skin pe armă este pe SKS, este Deathwish. Da. Nu știu, e păcat de unele skin-uri, că arată bine, dar nu au atașamente sau nu au proprietăți. Bun, avem și primul tricou. Data asta nu știu dacă e doar pe față, cred că o să fie și pe băiat tricoul ăsta, dar arată... Da, este uncommon, cred că își merită raritatea, având în vedere că nu are așa ce ne știe ce special are acolo, un desen și cam atât. Mai departe trecem la prima parașută, nu-mi dau seama ce ar trebui să simbolizeze, văd acolo ceva, o persoană în stânga și câteva în dreapta și... Mai departe avem din nou o haină retexturată pentru ca să se asorteze cu Battle Pass-ul, foarte frumos, Garena, mulțumim! Avem un nou avatar, așa și... stai că ăsta îmi place! Primul skin pe M4 dintr-un Battle Pass, deci arată genial, nu comentez. Mai departe avem următorul banner, ăsta, da, s-ar putea fi la multe chestii, așa o... lumină. Ăsta al câtelea snowboard este? Al doilea sau al treilea? Al doilea, ok. Ok, deci al doilea snowboard și deja vedem acolo o coasă. Ia să... LOL, cum arată ghiozdanul. Nu, deci cred că cel mai bine arată la level 1. Cel puțin, în opinia mea, arată cel mai bine la level 1. La level 2 parcă se strică așa puțin, nu mai prinde o tentă de ghiozdan și la 3 deja e... nu, deci la 1 cred că o să-l port doar când vreau să am ghiozdane de 1. În rest nu prea mă interesează. Ok, și avem și noul emote din Battle Pass. Nu știu exact ce trebuie să se simbolizeze. Ca de obicei un Evolution Stone. A treia placă. Ok. Da, uite, deci chiar mă surprinde faptul că este la Free Pass și totuși are efecte. E chiar bine. Și în sfârșit ultimul costum, care bineînțeles că e și ultimul, dar da, aparent unul la 50, altul la 225. Mă așteptam să fie 4 costume. Nu știu, poate că costumele alte două sunt ce o să apară Battle Pass-ul viitor sau ceva. Dar mă rog, ceva de genul arată și pe băiat. Îmi place care, nu știu, așa, astea care ies din cap, are fuleții ăștia. Da, și acum o să cumpărăm și noi Battle Pass-ul, numai că cu 600 pentru că n-avem bani. Bun, și o să luăm primul item. Ah, da. Ok, acum am făcut-o și pasta, urmează să prezentăm și challenge-ul. Da, astăzi ne jucăm cu M500-le. Ok, vom sări... Nu știu, cred că vom sări... vom merge din nou pic pentru că, nu știu, data trecută am avut un noroc la M500-uri de nu știu, de milioane, pot spune. Și da, vom face din nou aceeași chestie. Vom merge în pic cu speranța că găsim M500-uri. Bun, hai să vedem. Aici nimic, aici asta. Aici un ghiozdan. Și aici o vestă. Bun. Ah, uite mă, perfect! Ok, acum nu mai trebuie doar un supresor și încă am terminat povestea. Opa, asta e și am văzut ceva acolo. Ma...
Ce caut mă acolo la geam? Fa, l-am ratat. Ok, hai să mergem sus și să dăm în... Da, ok, hai că nu ne știe. E bine. Și ăla? Ia uite-l. Haide. Mamă. Hai cap, nu? Ok. Sau? Puuu! Ok, unul pe jos. Am mai rămas încă vreo 2. Era unul acolo la baza scărilor și unul aici în casă. Uite că un N500. Pe ăsta le-au eu. Mersi frumos. Ia uite și pe ăsta. Pam! Easy. Bun, acum cu grijă mergem aici. Ia, e cineva? Nu e. Bun, hai să mă gândesc acum ce am putea face. Hai să mergem să vedem ce era în bounty, că știu că am făcut acolo ceva. Opa! Mamă, iartă capul, nu. Coade capul iară. Un hit. Am altă idee. Fii atent ce facem. Ia, mergem aici. Ne punem pe asta. Haide. Pam. Da, nu l-am văzut, fac. Și acum o să încercăm să sărim și îl vedem? Nu. Dar mergem mai încoace. A, îl văd, ok. Ia, luăm pistolul. Dar n-ajung până acolo, bă, ce e asta? Ia, o să încercăm să sărim pe asta. Da, bine că am sărit. Fiți atenți, mergem iară, deci o să încercăm iar să sărim. Și trebuie să sărim pe aia ca să-i vedem capul, ia. Dai, acum facem așa, pam. Bun, acum să-l vedem, nu? Aha, ce să vezi de bara asta? Bravo, mersi Garena. Da, hai să-l lăsăm pentru un moment, că nu știu, nu am prea ce să-i fac, nu. Opa, da, stai cam. Mamă! Ce căpău i-a dat? Opa! Dacă vine și asta, bă, tu stai aici. Bă, stai acolo. Bun, hai să verificăm dacă a pus mine. Mergem așa, pam. Nu cred că a pus. N-avea cine știe ce. Mina mea tot acolo. Este deja cu o sparge la vai de capul lui ce-i fac. Ia, merge la ăștia, vedem ce se întâmplă. Că văd că parcă au chestii bune și... Na, ia, mergem așa încet. Ok. Bun. Easy. Ia, dă tu supresorul, că știu că aveai supresor. Mersi frumos. Medkituri, mamă cât avea. Bun, și acum punem noi supresorul pe pistol. Hai, care vrea să ne batem? Fapt, stai mă, trebuie să iau și atașamentele, că dacă le găsesc ăștia e periculoasă treaba. Luăm stocul de 3, luăm magazinul de 3, luăm alt magazin de 3. Avem două, nu? Da. Atât lăsăm. Restul nu prea îmi pasă. Bun, acum hai să ne uităm după ăla, că era... Opa, văd capul? Ma, ce am văzut acolo? Hai, te aștept, știu că tu ai pus mina aia. Aha, da, te-am văzut, stai liniștit. Opa, stai că-l văd, îți doi? Ba nu, stai că e unul. Unde vrei să fugi? Tu știi că nu poți să fugi de mine. Nu te-a învățat nimeni la școală chestia asta. Pa. Așa, bun, dar nu erau ăștia, mai era încă unul aici, că știu că am auzit că a spart o mină. Oricum, ar trebui să fie pe sus, că n-are cum să plece. Sau are? Ia, stai să văd ce aveau și ăștia, poate n-a, aveau și acolo ceva mai bun, aveau, ok, aveau cască. Avem chiostan de, da, nu contează. Bun, patroscop ăsta îl iau eu, deși trece zona, dar nu contează să fie acolo. Ok, uite încă un magazin, uite un muzzle de 3. Și cam atât. Ia stai, câte atașamente am? Uite și tu câte magazinuri am. Bun, acum trebuie doar să mergem înspre zonă și totul va fi bine. Uite, mă, sunt 7 playeri. Ia stai, hai, vreau șperca asta. Și ii, uite mașină. Opa, ce am văzut acolo? Ma, încă un player. Ia, ce faci, nenea? Fa, are un cap. Pro. Bun, hai să dăm și un medkit. Momentan, da, momentan e bine. Opa, tu ce faci aici? Ai venit să miroși florile, nu-i așa? Da, bravo că ai sărit. Ia. Unde te duce? De tu nu se-și vrea să facă.
Ok, stai, merge pe cealaltă parte. Ia, în ce parte e? Ca știu unde mă uit. Ah, fuck. E acolo jos. Aha. L-am pierdut. Ia să te facem altceva, îi dăm grenez de aici, cu speranța că o să ajungă până la el. Ajunge una, perfect. Ai, bă. Ia, stai, vreau să încerc altceva. Mergem așa prin spate, se pare că l-am lăsat. Tu ce cauți aici? Sper că nu m-a văzut. Ok. Ok. E bine. Mamă, 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 mamă. Ok, bate, așa, bravo, bravo, bravo. Ai, bă, 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 bă. Încă un hit, un hit, un hit, un hit, un hit, un hit. 13, bă, un hit de 33. 14, 16, bun. Nu, bă, bă, nu trage, nu. Așa, ia mă, care trăgea la mine? A, tu trăgeai, bun. Da, bine, mă, că-ți dai eu 22 ție, firai tu să fii. Bă, e păcat acum că l-am lăsat pe ăla și mai și trăgea la mine pe lângă faptul că l-am lăsat. Așa se face, așa se face. Unde fugi? N-ai unde să fugi de mine, nu ai învățat asta la școală? Vai de capul tău. Uite, bă, încă un magazin de 4, gata. Am făcut aici magazin de 4. Na, tu ce cauți acolo? Tu vrei să tragi în mine, nu? Aaaa. Stai bine să vrei. Ia că am plecat, pa. A, săracul de el chiar aștepta să tragă în mine. Așa, perfect, bra, da, da, dă-i, dă-i, dă-i. Bun, 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 bun. Perfect, stai că știu unde trage acum. Stai că vrea să iasă. Nu, bă, mă știa ce e asta, hello. Haide, haide. Fete, că mă știe. Hmm? Nu, nu omoră. Da, asta e, am încercat. Da, asta e, GG. Da, am reușit, nu în totalitate, dar am reușit să fac și eu ceva acolo. Eram acolo magazin de magazinuri. Ok, o să încercăm data viitoare să facem și cu alt pistol, nu. Momentan nu o să ne băză neapărat pe win-uri și de-astea. O să încercăm doar să jucăm cu pistoalele, să facem așa challenge acolo, fel ce iese. Dar, a ieșit parțial. De asemenea, nu uitați să dați pe butonul de like dacă mai vreți să continuăm și bineînțeles să alegeți pistolul. O să vă pun din nou chestia aia, poate merge. Na? Și da, ne vedem data viitoare.